uciderea Elodie Ghines. Dispariția Elodie. Elodie Ghines cu avocata din... Nu o vor mai găsi niciodată pe Elodie. Uciderea Elodie Ghinescu și la daună de 250.000 de euro. Nu o vor mai găsi niciodată pe Elodie. Și... Elodia Marinela Ghinescu, născută pe 27 septembrie 1968, a fost absolventă a Facultății de Drept din Brașov și, pe urmă, a condus un birou de avocatură. La 18 iulie 2004 s-a căsătorit cu inspectorul principal de poliție Constantin Cristian Cioacă, în vârstă de 33 de ani, ambii fiind la a doua căsătorie. Cioacă a absolvit Academia de Poliție din București și s-a angajat la IPJ Brașov în anul 2000. Cioacă a fost arestat și condamnat pentru omor. Elodia Ghinescu, împreună cu Cioacă, au un copil pe numele lui Patrick, născut în ianuarie 2005. După dispariția mamei sale, copilul a fost dat în grijirea bunicilor paterni. La data de 6 septembrie 2007, la secția de poliție 2 din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Brașov, s-a înregistrat sesizarea lui Cioacă Constantin cu privire la dispariția soției sale Elodia, sesizarea purtând însă data de 5 septembrie 2007. La 12 septembrie 2007, la parchetul de lângă judecătoria Brașov, a fost înregistrată aceeași sesizare privind la dispariția Elodiei Ghinescu. La data de 17 septembrie 2007, la parchetul de lângă Curtea de Apel Brașov, s-a stabilit că urmărirea penală să fie continuă și finalizată de către Secția de Urmărire Penală și Criminalistică. La 18 septembrie, procurorii au început urmărirea penală față de Cioacă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat. Se presupune că noaptea de 29 spre 30 august 2007, el și-a ucis propria soție, după care a segmentat cadavrul și l-a aruncat într-un loc necunoscut. Părinții Elodiei au promis o recompensă de 3.000 de euro pentru găsirea fiicei lor și au angajat chiar și un detectiv particular, Daniel Ormeșian, care a redactat un anunț în limba engleză afișat ulterior în mai multe țări europene, cum ar fi Germania, Franța, Belgia, Ungaria și Turcia. Aparent, doamna Elodia a avut un amant. Ea și-a petrecut câteva zile de concediu în Dubai, în compania ofițerului Ilie Cristian. Corespondența dintre amanți a fost descoperită de către Cioacă după dispariția soției în urma accesării laptopului acesteia. Pe data de 8 octombrie, într-o zonă împădurită dintre Poiana, Brașov și Râșnov, pe fundul unei râpe, au fost găsite o uniformă murdară de polițist, câteva fotografii cu Ghinescu și fiul acesteia, o sticluță de parfum și o pereche de mănuși cu urme de sânge. Până la urmă, în urma unei expertize, s-a dovedit faptul că acest sânge provenea de la Elodia. Cu toate suspiciunile de vinovăție, Cioacă nu a fost arestat din cauza lipsei probei principale, adică cadavrul Elodiei Ghinescu. S-au organizat însă căutări în 4 județe, însă nu s-a găsit nimic. În paralel, echipele de investigație OTV au desfășurat anchete jurnalistice care au sugerat că Elodia Ghinescu nu ar fi fost ucisă și ar fi dispărut întrucât organele fiscale urmau să o ancheteze într-un dosar de evaziune fiscală. Anchetatorii au mai găsit urme de sânge aparținând Elodiei pe tocul pistolului lui Cioacă, găsit în torpedoul mașinii lui, pe mocheta din portbagaj și în mai multe locuri din apartamentul lor. Anchetatorii au mai stabilit că este foarte posibil ca Cioacă să fi tranșat corpul Elodiei după ce a ucis-o pentru a-l putea ascunde mult mai ușor. După ce au ieșit la iveală atâtea evidențe, ei s-au hotărât să-i percheziționeze și apartamentul. Pe ușa dormitorului și pe tocul de lemn s-au găsit 9 urme de sânge. Alte urme de sânge au fost găsite de anchetatori pe mașina de spălat, pe gresie și pe faianța din baie, pe o sticlă de parfum aflată pe noptiera din dormitor și sub lada de lemn situată pe holul apartamentului. Declarația anchetatorilor a fost următoarea și citez. Aceste urme conțin sânge diluat și impurități, care au fost în mod cert create în urma spălării ștergerii gresiei din hol. M-au surprins probele, am așteptat să le văd, 2 săptămâni aștept să le văd. Uh-huh. Și... Ați avut emoții? Da. Da. De ce? N-am știut ce se... Păi dacă vă știți nevinovat, de ce să aveți emoții? Da, totuși. Da. Cristian Cioacă a refuzat să coopereze cu anchetatorii după ce a fost citat la secția de poliție să dea explicații în legătură cu lipsa unor bunuri din casă. Chiar dacă polițistul a refuzat să dea declarații, cercetarea penală a mers mai departe, așa că el este trimis în judecată în dosarul violării corespondenței Elodiei, atunci când a intrat pe calculatorul ei, fără voie ei practic.
El nu s-a oprit să sfidească absolut niciun moment, așa că la ieșirea din sala de judecată, jurnaliștii l-au întrebat pe Cioacă dacă intenționează să lase moștenire ceva fiului său. Așa că el a spus da, chiloții lui nevastă mea. Marți 8 noiembrie 2011, ea a fost declarat oficial moartă la cererea părinților ei, care nu mai aveau nicio speranță să o găsească vie. El a reușit să șocheze pe toată lumea la fiecare apariția sa, din cauza faptului că el zâmbea și râdea indiferent de cât de macabră era întrebarea sau cât de serioasă ar fi fost, el râdea și sfida absolut pe toată lumea. Și susținea până la capăt punctului de vedere, acela fiind că soția lui este vie și teafără undeva în altă țară. Susții că soția ta e în viață. Așa. Și că a plecat pe ușă pe picioarele ei. Așa. Cu ambele telefoane mobile. În momentul în care ea, în viață, cum spui tu, încearcă să ia legătura cu tine, tu n-ai nicio reacție. De ce? Pentru că tu știi că e imposibil ca Elodia să te sune. Un om nevinovat, acuzat pe nedrept, așa, de uciderea soției sale, atunci, așa, când primește un semn de viață de la ea, are o reacție sănătoasă și normală să o sune și să-i spună: vin acasă. Nu sunt, mi s-a răspuns. Nu ai sunat în ziua aia, iar eu am dovada că nu ai sunat. Pentru că a sunat avocatul. Pentru că m-am dus să mă consult cu el să vedem ce fac. De pentru ce? Pentru că asta am considerat că trebuie să fac atunci. Domnule Cioacă, dumneavoastră mai credeți, mai susțineți că soția dumneavoastră este în viață? Da. Sunteți convins de asta? Da. Și în argumentele pe care le aveți, care să vă susțină această credință, care ar fi? Nimeni nu cunoaște pe soția mea mai bine ca mine. Ce înseamnă asta? Înseamnă că? Înseamnă că nimeni nu cunoaște cum o cunosc eu.